Bună seara și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Fapte și Drepturi. Discutăm în această seară despre noul scandal care tulbură apele în justiție după intrarea în vigoare a unei ordonanțe de urgență a Guvernului care aduce modificări la statutul magistraților. Pentru a dezbate acest subiect, l-am invitat alături de noi pe jurnalistul Ionuț Benea, reporter al cotidianului Ziarul de Iași și corespondent Adevărul. Bună seara și bine ai revenit la noi! Bună seara, bine v-am găsit! Prin această faimoasă ordonanță de urgență 92/2018 se aduc o serie de modificări la legile justiției. Această ordonanță intră cam în același timp cu alte două legi ale justiției care modificau statutul magistraților. E un întreg amalgam, nimeni nu mai știe ce... I-aș spune o cârpeală, mai bine, o cârpeală legislativă, pentru că Parlamentul României s-a comportat ca un opincar în privința legilor justiției. E inadmisibil din punctul meu de vedere ca nimeni să nu spună, să nu-și ridice semne de întrebări: băi, Parlamentule, dar ce ai făcut tu când ai legiferat, când ai modificat legea privind statutul magistraților, de e nevoie ca guvernul să vină imediat cu o ordonanță de urgență să corecteze. Da, asta vreau să te întreb. E în garanție legea aia. Ce se întâmplă? Era nevoie pentru că erau niște prevederi absurde, dar ar trebui să mergem un pic la sursă, la sursa acestei ordonanțe. Discutăm foarte mult despre ea. Ea este binevenită, dacă putem spune așa, pentru că repară un rău care ar fi putut fi mult mai mare și care ar fi putut duce la un blocaj în justiție. Dar trebuie să menționăm și trebuie ca oamenii să știe că această ordonanță de urgență a domnului ministru Tudorel Toader vine să corecteze o lege care încă nu intrase în vigoare, votată, dezbătută în Parlament de faimoșii juriști ai coaliției PSD-ALDE și care a ieșit din Parlament într-o formă care ar fi blocat, probabil, actul de justiție. Și asta zic că OUG-ul și legea, una dintre legi, cea privind statutul magistraților, au intrat în vigoare în aceeași zi, adică pe 18 octombrie. Păi da, pentru că alminteri ar fi putut fi aplicabile, erau aplicabile unele prevederi din lege, dacă nu s-ar fi dat OUG-ul. Cel mai mare scandal și cea mai dezbătută modificare este cu privire la acel articol 7 din ordonanță, ce vizează în primul rând vechimea la DNA și la DICOT. Am văzut că față de legea care a intrat în vigoare tot pe 18 octombrie s-a modificat durata, adică experiența profesională, cât magistrații ar trebui să aibă o vechime în profesie de 10 ani față de 8 și față de 6 cât era până acum. Ce părere ai despre aceste noi prevederi? Asta în primul rând, dacă 10, de ce nu 8, de ce nu 7, de ce nu 12, dacă e un termen rezonabil, pe termen lung, 10 ani. Pe termen lung cred că aceste termene sunt, această modificare este una sterilă, nu produce niciun fel de efecte, pentru că vor fi, sau sperăm că vor fi și peste 5-10 ani oameni care să lucreze în DNA și cu experiență de 8 sau 10 ani este irelevant din punctul meu de vedere. Pe termen scurt am văzut că s-a speculat că anumiți procurori ar putea să fie nevoiți să plece din DNA, s-a invocat inclusiv numele procurorului din dosarul Teldrum, cel vizează pe Liviu Dragnea, dar repet, pe termen lung nu văd că această prevedere este o prevedere ca oricare alta, avea dreptul ministrul justiției să o facă, nu văd de ce ar putea să ducă la un blocaj. Rămâne de văzut dacă celelalte modificări aduse prin OUG sunt de bun augur sau nu, pentru că dacă e să ne raportăm la oamenii care sunt în DNA sau în DICOT, eu nu aș spune neapărat că experiența lor, sau mă rog, lipsa acesteia, este mai importantă decât capacitatea lor de a face anchete, capacitatea lor de a rezista la stres, la presiuni și așa mai departe. Deci un procuror care are 10 ani nu cred că este mai rezistent la, să spunem, eventuale presiuni politice decât unul care are 8 ani. Da, dar poate are mai multă experiență. Știm foarte bine, cel puțin să luăm cazul DNA Iași, că foarte mulți procurori veneau de la parchetul judecătorie. Deci nu mai ajungeau la parchetul tribunal. De acord, da, dar 8 ani de experiență corectă și temeinică în domeniul anchetelor cred că ar putea fi suficient pentru un procuror să lucreze la DNA. Repet, pot fi și procurori cu 2 ani de experiență foarte bine pregătiți, foarte onești, morali, cu carte, care să facă anchete. Problema este că noi vedem acum că nici procurorii care au 15 ani de experiență nu prea mai fac anchete în ultima perioadă, deci asta ar trebui să fie o problemă pe care
ar trebui să, o, sau să fie atins în, în spațiu public, mai puțin faptul că un procuror, dacă are mai puțin de 10 ani, nu poate ajunge la DNA. O altă discuție este însă dacă acest articol 7 se aplică sau nu retroactiv. Din ordonanță se înțelege că se aplică retroactiv, însă CSM-ul, am văzut zilele trecute, că a dat o altă o interpretare, că da. Da, că nu se aplică. Noi știm că legile nu se aplică, nu se retroactiv. Aplică retroactiv, dar în situația de față, probabil Curtea Constituțională ar putea să tranșeze definitiv această speță dacă ar avea cine să o sesizeze. Da, și asta e drept. Dacă ar... Momentan, avocatul poporului este, înțeleg, avocatul unui alt popor, undeva peste ocean, este în concediu domnul Ciorbea. Probabil se va ajunge cu această prevedere la Curtea Constituțională. Să nu uităm că inclusiv instanțele pot sesiza Curtea Constituțională atunci, nu știu, de pildă, dacă un procuror de ședință are 8 ani sau 9 ani și nu îndeplinește, nu are 10 ani de experiență, instanța din oficiu poate sesiza Curtea Constituțională pentru a tranșa această situație. După cum ai amintit și tu, că au fost voci care au arătat că acest articol vizează anumiți procurori care instrumentează dosare grele, am văzut că au fost foarte multe voci care spuneau că s-ar duce la un blocaj al DNA-ului și că ar fi o lovitură de grație pentru DNA, că totuși s-a făcut, am înțeles o analiză, ar fi între 30 și maxim 50 de procurori care ar trebui să plece dacă s-ar aplica retroactiv. În opinia ta, s-ar bloca activitatea parchetului? De când au fost puse pe tapet aceste modificări la legile justiției, fie că vorbim de codul penal, de răspunderea magistraților, de prevederile privind statutul magistraților, au fost păreri foarte pătimașe și pro și contra. Au lipsit, din păcate, voci rezonabile care să fie într-o zonă de mijloc a acestei dezbateri. S-a discutat cu patimă, s-au aruncat vorbe grele, puterea nu a luat în seamă opoziția, opoziția a acuzat uneori chestiuni nejustificate. E greu de spus despre ce se va întâmpla pe viitor, ce se va întâmpla, da, ce se va întâmpla cu DNA, dar cred că e exagerată teza conform căreia se va duce la un blocaj, pentru că nu dispar magistrații, sau sperăm că nu dispar magistrații din țara asta. Modificările sunt destul de fine în privința experienței de pildă pentru a duce la un blocaj. Adică de la 8 la 10 ani diferența este mică. Nu s-a impus, nu știu, ca un procuror să aibă 20 de ani experiență pentru a lucra în DNA și știm că la 25 magistrații au posibilitatea să se pensioneze, deci s-ar fi restrâns foarte, foarte tare portița de intrare în aceste direcții. Deci nu cred și nu sunt adeptul acestor reproșuri, chiar dacă nu sunt de acord în mare parte cu ceea ce a făcut coaliția de guvernare în privința legilor justiției, a întregului pachet al legilor justiției, nu pot să blamez chiar orice modificare, unele dintre ele poate chiar de bun simț, iar aceasta consider că este o dezbatere inutilă, pentru că modificarea de la 8 la 10 ani, ridicarea pragului, va avea efecte foarte, foarte mici pe termen mediu și lung. Dacă nu mă înșel, nu se mai ia în considerare INM-ul. Perioada făcută în INM nu se mai ia în considerare la vechime și deci s-ar mai ajunge la 12 ani sau nu, 10 12 ani. Ani, de asemenea, cred că ne încadrăm în același prag de efecte minime asupra direcției. Și vreau să sublinez lucrul ăsta, nu experiența mai mică sau mai mare este criteriul care ar trebui să fie determinant. Evident că este important pentru un procuror care lucrează sau care va lucra în DNA și în DICOT, ci faptul că acel procuror să fie bine pregătit, de aceea sistemul de învățare al lui INM-ul, examenul de intrare în magistratură, școlile, facultățile de drept trebuie să fie mai bune decât sunt în momentul de față și să creăm și să formăm tineri care să nu fie inhibați de legi. Pentru că asta se încearcă acum. Sub paravanul unor modificări legislative, de fapt se conturează un instrument de inhibare a anchetatorilor pe termen mediu și lung și de ce nu și pe termen scurt, dacă e să ne raportăm și să ne uităm strict la ceea ce se investigează în zilele noastre, în ultimul an, de pildă. Deci, important este ca legea să fie dezinhibantă pentru un procuror la DNA, chiar dacă el are 6 ani de experiență, evident, cu pregătirea profesională și, de ce nu, morală ca la carte.
mai puțin important dacă poate la 8 ani sau poate la 10 ani. Evident că discuția acum se poartă pe cazuri particulare, dar sistemul judiciar nu ar trebui să se raporteze strict la cazuri particulare, ci la imaginea lui de ansamblu. Ce finalitate crezi tu că va avea acest scandal? Am văzut că USR-ul, PNL-ul și Procurorul General și-au pus speranța în avocatul poporului să sesizeze el Curtea Constituțională. Cum crezi că Probabil se va comisia? ajunge la Curtea Constituțională, fie prin intermediul avocatului poporului, fie Prin printr-o alte căi, instanță cum de spuneai, da? judecată. Aș spune că este mult spus un scandal și aș reitera ce ziceam mai devreme, că orice modificare, dacă domnul Tudorel Toader ar fi luat ipotetic vorbind, modificat, ar fi făcut modificările ideale, perfecte, deci nu există așa ceva. Să spunem, ipotetic ar fi luat ar fi făcut modificările perfecte, opoziția tot l-ar fi atacat și bine, bine ar fi făcut-o, pentru că ăsta este rolul opoziției, să aducă pe tapet anumite discuții importante pentru societate. Deci cred că se va stinge la fel cum s-a aprins și sper să nu se mai discute pe cazuri particulare și pe imaginea de ansamblu, repet, al efectelor pe care le va provoca această ordonanță. Și încă o dată vreau să subliniez că această ordonanță este de fapt o cârpire a prostiei, a pachetului legislativ prost făcut în Parlamentul României de către coaliția PSD-ALDE, care a făcut o lege foarte, foarte proastă și care ar fi putut duce la blocarea actului de justiție, în special prin posibilitatea pensionării anticipate a Da. magistraților. Asta cu pensionarea anticipată, am văzut că este întregi discuții și aici, de când se pot pensiona magistrații, de la 20 de ani, nu-i constituțională, e cu 20 de ani vechime, mă scuzați, dacă e constituțională, nu-i Ar fi fost constituțională. probabil constituțional, pentru că este o gen de decizie administrativă, nu cred că ar fi încălcată în vreun fel Constituția, dar ar fi fost absurdă. Să nu uităm că nu orice lege sau orice prevedere legală care este constituțională este corectă sau normală la cap. Ne-a demonstrat actuala coaliție de guvernare că poate să facă această eschivare a constituționalității. Ce stat normal la cap, ca să vorbesc un pic plastic, permite unui profesionist din orice domeniu, în care a investit bani în INM, în pregătire profesională, în pregătire în școală și așa mai departe, ce stat îi permite să se pensioneze când respectiva persoană de-abia ajunge la apogeul experienței sale? Păi despre ce vorbim? Vorbeam mai devreme de experiența care ar fi necesară pentru a accede în DNA și INDICOT. Și noi ce facem? La 20 de ani îi trimitem acasă să se uite, să stea cu nepoții sau cu nepoții, cu fiii care probabil sunt la facultate? Cred că mai Adică degrabă asta ar ce produce un stat normal la blocaj. cap permite la 42 de ani unui judecător care de-abia atunci să spunem că are experiența de a tranșa anumite situații, niște spețe mai complicate, să se pensioneze efectiv? Putem intra și în discuția poliției și a militarilor care au beneficiat oarecum de prevederi similare, dar la 25 de ani. Este absurd, dincolo de partea materială, de pensiile pe care aceste persoane, de Le-ar altfel lupta. legale, le-ar fi putut primi. Și de faptul că la 45 de ani poți foarte bine să, nu știu, să te înscrii în avocatură și să mai lucrezi 2 ani, 20 de ani, pardon, concomitent cu pensia specială. Deci era o stupiditate, eu am văzut-o ca o șpagă dată sistemului judiciar, adică luați de aici, plecați, că mulți probabil ar fi plecat văzând și ceea ce se întâmplă și presiunile și factorul inhibant din ce în ce mai pregnant pe care coaliția de guvernare PSD-ALDE îl trimite spre justiție și probabil mulți ar fi plecat, nu neapărat că n-ar fi vrut să mai stea în sistem, dar de eu, judecător de bună credință sau procuror de bună credință, de ce să stau în sistem când văd că legile îmi sunt nu prietene, ci dușmane? Când eu nu mă lupt cu infractorii, mai întâi sar gardul legislativ pentru a putea ajunge la un infractor. Deci a fost gândit de la cap la coadă acest proces legislativ pentru a slăbi sistemul judiciar și nu cred că greșesc când spun că slăbirea aceasta a sistemului judiciar a fost făcută intenționat sau s-a dorit intenționat slăbirea justiției prin acest pachet al. Să nu uităm că procesul este în desfășurare.
Nu s-a terminat. Statutul magistraților a fost modificat prin legea numărul 242 pe 2018, intrată în vigoare săptămâna trecută, după cum spuneam, și această lege prevede și alte modificări privind cariera magistraților, cum ar fi durata cursurilor la INM, de la 2 ani la 4 ani, durata acelui stagiu de pregătire de după, de la 1 an la 2 ani. Cât de importante sunt acestea sau sunt de bun augur pentru că ar fi mai pregătiți viitorii magistrați? Nu văd, cum vezi tu? Nu văd ce ar fi rău ca un magistrat să ajungă efectiv, să intre în pâine, da? Efectiv mai pregătit decât intră acum. Există de multe ori discuții cu privire la capacitatea, nu neapărat profesională, capacitatea de viață, ca să spun așa, unui judecător de 26 de ani de pildă, care judecă un dosar de divorț. Un exemplu banal, dar foarte des întâlnit pe rolul instanțelor sau, nu știu, un ordin de protecție. Un tânăr de 25 de ani care este investit să judece un ordin de protecție a unui soț cerut de un soț sau de o soție împotriva consortului sau consoartei. Cred că sunt anumite spețe judiciare pentru care experiența de viață este necesară. Sunt țări care au aceste praguri mult mai ridicate decât le avem noi și pregătirea suplimentară a magistraților, dacă este făcută cu bună credință și nu sunt tot felul de piedici, de fapt, ascunse în spatele acestor decizii, sunt de bun augur. Dacă această modificare nu are în spate decât ideea ca magistrat să vină mai pregătiți în sistem, nu văd ce este rău în asta. Dar dacă această modificare este doar o piesă dintr-un angrenaj mai complex de slăbire a sistemului judiciar, atunci putem discuta altfel, pentru că așa se vede când privim din ansamblu. Evident că unele dintre modificări privite individual par ok sau par fără efecte grave sau rele asupra sistemului de justiție. Dar dacă le privim pe toate la pachet și vorbeam mai devreme de slăbirea actului de justiție, ele ar putea duce la îngreunarea actului de justiție. Vom vedea pe termen lung. O chestiune nouă, de noutate, la fiecare 5 ani, magistrați sau magistrații asistenți și personal de specialitate asimilat va fi evaluat psihologic. Teoretic și acum se fac evaluări psihologice, să nu uităm că există această reglementare. Știu că este și la Iași un psiholog pe lângă curtea de apel, de exemplu. Da. Dar n-am auzit, nu știu să facă. Poate nu știu, eu de pildă, exact, să judecăm foarte, foarte uman această problemă. Eu de pildă, dacă aș sta față în față săptămânal cu 20 de infractori, criminali, violatori și așa mai departe, cred că de bunăvoie aș solicita, pentru că nu mai avem această cutumă în gândire, să spunem, această jenă a apelării la un psiholog. Eu de bună voie, ca magistrat, aș discuta, poate prietenește, dacă nu chiar profesional, cu un psiholog. Deci nu trebuie să ne confundăm acum în ideea că vai, se încearcă o denigrare a magistratului prin introducerea acestei obligații. Este normală, să nu uităm că e vorba de o profesie cu un grad ridicat de risc. Să nu uităm că supra-solicitarea, sindromul burnt-out, este foarte actual în zilele noastre. Să nu uităm că volumul de muncă în instanțe, mai ales în cele din orașele mari, este în plină creștere și e implicit toate acestea duc și la o slăbire a capacității psihologice, de ce nu a oricui, doar a unui magistrat. Deci nu văd ce este în neregulă cu introducerea acestei modificări, cu condiția să fie făcută pe bune, pentru că noi avem experiența de la admiterea, nu știu, la un liceu până la dosarul de școală, de șofer și așa mai departe, cu aceste teste psihologice. Știm fiecare dintre noi în ce constau ele. De pildă, eu am fost acum 2 sau 3 luni la un astfel de consult psihologic în vederea înnoirii carnetului de conducere și l-am dat, între ghilimele, cu 20 de persoane în aceeași sală. Deci ce fel de evaluare psihologică este aia în care 20 de persoane stau în aceeași sală și spun aveți probleme psihice? Nu. Deci dacă se va face la fel și la magistrați, degeaba mai bine facem. Nu mai facem. Și revenim și la răspunderea magistraților. Acum am văzut că s-a modificat, înaintea statul se poate îndrepta împotriva magistraților. Acum este obligatoriu ca statul să se îndrepte împotriva magistraților care cu gravă neglijență sau rea credință au dat o sentință
sau a instrumentat un dosar, iar ulterior persoana a fost, nu știu, achitată. Că... E foarte complicat. E, din punctul meu de vedere, de asemenea un foc de paie această discuție, pentru că a demonstra reaua credință și grava neglijență, și grava neglijență, în primul rând, greu. Le aveam și răspunderea disciplinară a magistraților prevedea aceste două articole, prevede și acum aceste două articole în cazul magistraților, dar sunt curios cum poate demonstra, pentru că de pildă DNA-ul știu că a trimis în judecată, adică a identificat infracțiuni pentru sentințe date cu rea credință, retrocedări și așa mai departe, a fost o speță. Deci cum va demonstra sau cum se va demonstra reaua credință, probabil va apărea o normă de aplicare a acestei prevederi legale, pentru că sunt curios și eu cum se va face lucrul acesta. Vom vedea. Ionuț, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și ne revedem după o scurtă pauză de publicitate.